Cei care vor activa de acum în PSD sunt primarii comunelor Bulbucata, Găiseni, Iepurești, Letca Nouă, Putineiu și Daia. Una din motivele principale este seriozitatea care au găsit-o în organizația județeană a PSD-ului, cât și dezvoltarea localităților. Deci au nevoie de proiecte, au nevoie ca localitățile să se dezvolte și au nevoie de noi ca organizație serioasă și ca profesioniști în administrație. La rândul său, vicepreședinte al PSD Giurgiu Dumitru Beianu a explicat motivele pentru care primarii PDL au ales echipa PSD Giurgiu. Nu vorbim aici de bani, vorbim de echipă, vorbim de calificarea noastră și pregătirea noastră în a consilia pentru proiecte finanțate din bugete naționale, dar și pentru proiectele europene care vor începe să fie implementate probabil undeva la sfârșitul anului 2014. Urmăriți mai mult din declarațiile celor doi pe această temă, imediat după știri, într-o ediție specială la Valahia TV.